Boala paget-boala pageta osului este o afecțiune cronică ce duce la extinderea normală a oaselor și la slăbirea acestora. Orice parte a scheletului poate fi afectată de această boală, dar cele mai frecvent afectate sunt craniul, coloana vertebrală, pelvisul, osul coapsei, al gambei și osul brațului. Boala pageta osului afectează în principal persoanele cu vârste mai mari de 50 de ani, bărbății fiind mai predispuși decât femeile la apariția acestei afecțiuni. Boala a fost descrisă pentru prima dată de către medicul James Paget în anul 1877. Cauzele care duc la apariția bolii paget osului, motivul pentru care creșterea osoasă este accelerată nu este cunoscut. Cu toate acestea, specialiștii consideră că factorii genetici și cei virali pot fi cauzele care duc la apariția afecțiunii. Factorii genetici, în aproximativ 40% din cazurile de bălă pageta osului, afecțiunea este moștenită din familie. Factorii virali, virusul rujeolei și al rabiei canine au fost identificate la unii pacienți cu bala paget, însă nu s-a stabilit dacă factorii virali pot duce la dezvoltarea afecțiunii. Țesutul osos sănătos este menținut de către două tipuri de celule numite celule osteoblaste și celulele osteoclaste. Celulele osteoblaste ajută la formarea permanentă a osului, iar celulele osteoclaste intervin în procesul de reabsorpție ciclică a osului. În cazul unei persoane care suferă de boala pageta osului, echilibrul între aceste două grupuri de celule este perturbat. Osteoblastele devin hiperactive și formează prea mult țesut osos, ceea ce duce la extinderea osului afectat. Creșterea anormală face ca noul țesut osos să fie slab și instabil, ceea ce îl predispune la tracturi. Simptomele bolii pageta osului Există cazuri când boala paget nu produce simptome sau produce simptome ușoare care, de multe ori, nu sunt luate în seamă de către pacienți. Atunci când apar, simptomele pot include rigiditate la nivelul articulațiilor, durere la nivelul oaselor, dureri din ce în ce mai acute pe timpul nopții. Oasele pot căpăta un aspect de îndoire sau îngroșare. Partea corpului afectată este mult mai caldă decât restul corpului. Arcuirea oaselor la nivelul picioarelor, dureri de cap sau craniul mărit în cazul în care boala afectează această porțiune a corpului. Fracturi osoase frecvente. Factorii de risc mai boli pajeta rasa, persoanele care locuiesc în Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă sau Europa de vest sunt mai predispuse la dezvoltarea unei astfel de boli. Vârsta, boala devine mai comună odată cu înaintarea în vârstă. Factorii genetici, aproximativ 30-40% din pacienții cu boala pagetaosului au un membru în familie care suferă de aceeași afecțiune. Complicațiile bolii pagetaosului Boala pageta osului este o boală care progresează foarte lent și care poate fi ținută sub control în mod eficient. Cu toate acestea, încă pot apărea complicații precum osteoartrita, paralizie sau rupte. De asemenea, pacientul poate suzi său, poate dezvolta probleme cardiace. Diagnosticarea bolii pagetaosului O serie de teste pot confirma sau infirma diagnosticul de boală osului. Medicul poate recomanda pacientului realizarea unor teste imagistice sau a unor teste de sânge. Testele imagistice pot include o radiografie a oaselor sau o scanare a acestora. Medicul poate observa, cu ajutorul testelor imagistice, dacă există extinderi sau deformări anormale la nivelul oaselor. Testele de sânge, medicul poate recomanda testul fosfatazei alcaline, întrucât oamenii care suferă de boala pageta osului au niveluri de fosfataze alcaline mai mari decât limita normală. Tratamentul polipageta osului Tratamentul medicamentos Medicamentele recomandate sunt, în primul rând, biofosfații care reușesc să țină sub control boala și să oprească degradarea osoasă timp de ani sau decenii. În cazul în care pacientul nu tolerează biofosfații, medicul îi poate înlocui cu calcitonina, un hormon natural implicat în reglarea metabolismului osos. Alte opțiuni de medicamente sunt analgezicele, prescrise atunci când boala cauzează durere. Suplimentele de calciu și vitamina D sunt necesare pentru unele persoane care suferă de boala Paget, mai ales dacă se descoperă un deficit. Tratamentul chirurgical în cazuri rare, pacientul care suferă de boala pageta osului poate avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a-i fi înlocuite articulațiile afectate de o artrită severă, pentru a se realinia oasele deformate sau pentru a reduce presiunea asupra nervilor. În tratamentul bolii, pacientul trebuie să aibă o alimentație cât mai sănătoasă, bogată în vitamine și minerale. Important este ca acesta, la recomandarea medicului, să realizeze un program de exerciții fizice, deoarece sportul menține mobilitatea articulațiilor, dar și rezistența osoasă. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialele și distribuiți canalul cu prietenii voștri.